O veste bună pentru toată lumea, președintele României Klaus Iohannis a anunțat că din 8 februarie, când va începe semestrul al doilea, majoritatea școlilor vor fi redeschise, cu condiția ca evoluția pandemică să aibă un trend descrescător, așa cum se întâmplă chiar în prezent. Klaus Iohannis, președintele României, a făcut un anunț care bucură pe toată lumea. Astfel, șeful statului a declarat că din data de 8 februarie, când va începe semestrul al doilea, bună parte a școlilor din țară vor fi redeschise pentru elevi, cu condiția ca pandemia să evolueze la fel ca în ultima vreme, când numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a scăzut simțitor. Începând din semestrul 2, adică după vacanța de o săptămână care urmează la începutul lui februarie, deci din 8 februarie, când începe semestrul 2, majoritatea școlilor se vor redeschide. Asta, evident, în condițiile în care pandemia evoluează aproximativ la fel cum am avut evoluțiile în ultimele săptămâni. Asta însemnând, majoritatea școlilor se redeschid, elevii se întorc la școală. Șeful statului a explicat și modul în care va fi reluat procesul de predare față în față în unitățile de învățământ din România, odată cu începerea semestrului al doilea al anului școlar 2020-2021. În localitățile care se încadrează în așa numitul scenariu verde, cu relativ puține cazuri, toate școlile se redeschid fizic. Copiii merg la școală. În localitățile care se încadrează în scenariul galben, adică sunt ceva mai multe cazuri de infectare, lucrurile se schimbă, în sensul că merg în continuare la școală, mai exact la grădiniță și la școală, copiii de grădiniță, copiii din ciclul primar, clasele 1-4 și copiii din clasele terminale, 8-12. În cazul în care localitatea intră în scenariu roșu, continuă pentru un timp să meargă la școală și la grădiniță, copiii de grădiniță și de ciclu primar, dar ceilalți nu mai merg la școală. În ceea ce privește universitățile, acestea vor decide fiecare în parte cum vor continua cursurile, iar decizia finală de redeschidere a școlilor se va lua pe data de 2 februarie. Având în vedere că fiecare universitate are specificul ei, decizia va fi luată la nivelul fiecarei universități, având în vedere autonomia universitară, însă evident, dumnealor sunt liberi să se alinieze la scenariul după care funcționează și preuniversitarul. Este foarte important de știut că toate aceste lucruri vor deveni realitate în măsura în care situația pandemică nu se înrăutățește grav. Trebuie să respectăm restricțiile. Și apropo de restricții, se schimbă evaluarea pentru școli, însă toate celelalte măsuri rămân în vigoare. Nu se schimbă nimic altceva decât evaluarea pentru școli. În data de 2 februarie, înainte să înceapă școala, vom face tot împreună o reevaluare a situației pandemice și decizia finală, repet, decizia finală va fi luată pe 2 februarie. Din luna octombrie anului trecut și până în prezent, învățământul din România se desfășoară în sistem online și în județul Hunedoara este așteptată redeschiderea școlilor. Așteptăm și noi acest moment cu însuflețire, să zic așa, ne dorim și noi din toată inima. Din păcate, nu Ministerul și noi Inspectoratul Școlar hotărâm acest lucru. Acest lucru este dictat, să zicem așa, de evoluția situației epidemiologice, să zicem așa, de evoluție dictat. Acest lucru este actual, suntem online și vedem în raport de evoluție
repet, dacă acest lucru se va întâmpla în semestrul 2. La ora actuală, în Hunedoara, rata de infectare cu COVID-19 este mai mare de 3 la 1000 de locuitori în doar 64 din cele 374 de așezări ale județului. Majoritatea acestor localități au o populație mică și nici nu au unități de învățământ pe raza lor. Iar dacă rata de infectare se va menține, nu ar trebui să fie probleme cu redeschiderea școlilor.